Ceea ce era cumva normal fi vorba de întâlnire cu lansare. Nu mă așteptam să lucrurile despre carte, dar pe de altă parte sunt lucruri foarte diferite. Am vrut să nu ne interesăm cumva. Și în același timp toate valabile, ceea ce iarăși mă gândesc, pentru că atunci când am construit cartea, am vrut să păstrez permanent acel nivel de ambiguitate pe care l-a remarcat și Ela și... De fapt, toți vorbitorilor au remarcat. Cartea poate fi citită așa, bănuiesc că cei care n-au citit ar putea să fie un pic uimați, să spun o idee, de perioada comunistă, de președinți africani, de trafic de droguri și filme porno în America, de lumea literară din Iași, un sat din Moldova, un sat din Banat, așa o chestie. Dar cam asta e. De-aia, când am început să construiesc, mi-a luat poate mai mult construcția propriu-zisă a cărții decât povestitul propriu-zis. Adică, să zicem, când construiești o casă, o biserică, orice lucru, când pui pui fundația și ridici schelele pe care după aceea trebuie să le umpli cu morocul, cu zidul, bucata, partea cea mai grea este să faci structura de rezistență, ca să nu se prăbușească tot atunci când îți imisezi clădirea. Cam așa a fost și cu romanul. Mm-hmm. Adică a trebuit odată totul împletit, totul legat și de aceea scrisul propriu zis a durat, din fericire, de prima pagină mi-am notat ziua când am început. Dar n-am spus sistematic, am spus intermitențe, dar a durat vreo 4 ani și jumătate. M-am gândit că conceperea ei înainte de a mă apuca să scriu, adică momentul în care am pus o idee, primele cuvinte a fost când deja aveam în minte măcar vag, niciodată nu știu exact ce o să iasă, dar știam care sunt personajele și cam ce se întâmplă cu ele. Sunt zeci de scene din carte care n-au existat niciodată și care mi-au răsărit din minte în timp ce scriam. Dar, în esență, faptul că o să fie patru copii, că o să crească mari, cum crezi toți copiii mari dacă nu pătrezi ceva, că o să plece în America, nu știam dacă toți sau numai trei sau numai doi sau da. În inima tot era cumva lămurit. Autobiografic este în măsura în care fiecare carte este autobiografică. Există câteva lucruri care, după lectura acestei cărți, îl vor determina pe cititor să creadă o mulțime de lucruri false despre mine. Cum ar fi? Personal, probabil că prima idee este de a suprapune biografia autorului pe biografia scriitorului din carte. Scriitorul din carte s-a născut la Oravița, a făcut liceul în Oravița și după aceea a plecat la ea și a făcut facultatea de litere. Eu m-am născut în Oravița pentru că acolo este spitalul. Eu am crescut în Timbani Mică, am fost copil de sat, n-am fost copil de oraș, habar n-am avut ce aia viață de oraș până la 14 ani, când m-am dus în Timișoara. Deci n-am făcut liceul în Oravița, n-am avut gașcă în Oravița, n-am făcut facultatea în Iași, n-am avut soție cu vilă pe Cocou în Iași, n-am divorțat, nu m-am culcat cu eleve, deși am fost profesor în Iași. Și chiar dacă m-aș fi culcat, n-aș fi spus public acum. Nici nu m-am întors în Iași și n-am rămas acolo.